Salutare prieteni, bine v-am găsit pe canal la Nico. Într-un clip în trecut v-am arătat cum se poate la noul model Hyundai Tucson să punem ștergătoarele de pe față și pe spate la jumătate în momentul în care este gheață afară, pentru a putea să răzuim bine cu ceva ca să se ducă gheața sau oricum să nu avem probleme de genul ăsta. Astăzi vom încerca să găsim o soluție și pentru modelele 2015, 2018, chiar 2019, 2020, Facelife și pre-Facelife. Nu este vorba de ștergătoare, dar cineva a pus o întrebare, mi-a pus o întrebare de genul cum aș putea cu mașina să o pornesc dimineață și să încui ușile, să mă duc în casă până una alta, motorul să se încălzească și astfel geamurile să se dezaburească, să nu stau în frig. Știți foarte bine că în momentul în care noi pornim mașina, practic, haideți să facem o probă. Deci, pornim mașina. Bun. Practic, în momentul ăsta, dacă am coborât în mașină și încercăm să blocăm, nu se blochează, nu se închide. Ok? Nici măcar dacă am încerca cu cheia, cu cheia fizică, să o încuiem. Ok? Dacă încercăm cu cheia fizică să o încuiem, se va încuia ușa șoferului, însă celelalte uși vor rămâne deschise. Deci nu este o soluție. Atunci ce facem? Intrăm în mașină, locăm ușile, să fim în mașină, ok, blocăm toate ușile, s-au blocat, bun. Acum, în momentul în care eu voi deschide această ușă a șoferului ca să ies, practic se va deschide, se va dezarma. Vedeți? Doar această ușă a șoferului, celelalte rămân închise. Ieșim din mașină și în acest moment putem încuia și ușa șoferului. Bun. Ușa șoferului. Toate ușile sunt închise acum. Bun. Putem merge liniștiți în casă 5 minute cât se mai încălzește motorul, după care coborâm jos. Lucrul care trebuie să-l facem este să deschidem cu cheia. Ok. Intrăm în mașină și dacă avem și alți pasageri care vor să urce, va trebui să deblocăm ușile și atât. Asta a fost tot. Vă aștept la un nou tutorial. Dacă nu v-ați abonat încă, vă rog să vă abonați. Dacă v-a plăcut clipul, distribuiți-l. Ne auzim. O zi bună tuturor!